fotografii făcute chiar de mama lui Kate, ducesa de Cambridge. Le privim mai bine după pauză. Introduci codul pe berenciucaș.ro și poți câștiga un foișor. În plus, poți câștiga unul dintre cele 500.000 de pachete de 6 doze de bere. Să înceapă relaxarea. Nu uita, îți primești banii înapoi dacă ai vreo problemă cu tranzacția ta online Visa. În plus, poți câștiga 1.000 de euro săptămânal dacă plătești cu Visa sau marele premiu de 10.000 de euro dacă îți folosești pentru prima dată cardul Visa la cumpărături. Tu ai întrebări despre securitatea plăților. Noi încercăm să-ți explicăm totul cât mai clar. Încă un motiv să plătești cu Visa. Ce este atât de special la Nature Box? 100% ulei de avocado presat la rece, 0% silicon și parabeni, noul șampon reparator Nature Box și noul gel de duș Nature Box. Acesta este Nature Box, frumusețe naturală pentru piele și păr. Nou Nature Box. Încearcă și noile măști pentru păr Nature Box, pentru păr reparat, catifelat sau strălucitor. Peste 40 de ani, Sanohepatic 40 Plus conține colină și fosfolipide esențiale care susțin funcționarea normală a ficatului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Caută acum în farmaciile Catena promoția specială la produsele Sanohepatic 40 Plus. Soția mea se preocupă să fie sănătoasă și frumoasă. Am încredere în farmacistul Dona că îmi recomandă ce e potrivit pentru ea. Reușesc să o impresionez de fiecare dată. Vino în farmaciile Dona și bucură-te de 30% reducere la produsele de îngrijire Cerovital Derma Plus. Dona, aici e farmacistul tău. Pentru o viață sexuală responsabilă nu este suficient să te oprești la momentul potrivit. Metoda retragerii nu este sigură pentru a evita o sarcină nedorită. În România, peste 170 de femei fac avort în fiecare zi. Folosește metode contraceptive de încredere. Folosește prezervativul. Campanie susținută de Societatea Națională de Medicină a Familiei. Bicarbocal calmează rapid arsurile și durerile de stomac cauzate de hiperaciditate, neutralizând acidul gastric în exces. Bicarbocal gustă fiecare clipă fără arsuri gastrice. Tocmai m-am întors de la un schimb de experiență cu confrații englezi. Ce credeți că pun englezii în cârnați? Pezmet. Pezmet? Da, pezmet. În cârnați. Da. No, păi vedeți? De-aia îi dau ăștia afară de la noi, din UE. La Elite nu se schimbă nimic, doar eticheta. Elite. Gustul desăvârșit. De 200 de ani, românii au pe masa de Paște tradiționala sticlă de borsec. Borsec, izvor de energie pentru un Paște fericit. Eu aleg tenul cu aspect natural. Efectul de mască nu e pentru mine. Fond de ten Affiniton Ton pe Ton de la Maybelline New York. Gama variată cu formulă hidratantă îmbogățită cu ulei de argan și vitamina E pentru un look natural. Fond de ten Affiniton Ton pe Ton. Only from Maybelline New York. Easter Sales la EMAG. Alege din peste 2 milioane de produse cu până la 40% reducere. Comanda acum televizor LED Smart LG 108 cm 4K Ultra HD cu 4K activ HDR compatibil Netflix la doar 1399 lei. EMAG. Găsești mai mult decât crezi. Balonarea te forțează să rămâi în umbră? Espumisan sparge bulele de gaz și le elimină din organism. Poți ieși din nou la lumină. Espumisan. Ia atitudine împotriva balonării. Cu experiență de peste 160 de ani în cultivarea roșiilor, Cirio aduce pasiunea și calitatea pe masa ta. Încearcă Cirio Passata Rustica, gustul sosului de roșii preparat în casă, produsul anului în Italia. Cirio, autentic italian. Când vrei să n-ai grijă unei invitații la dans, întreb-te un profesor. Când vrei să n-ai grijă a disconfortului în mișcare, întreb-te Secom. Pentru a-ți susține articulațiile, întreabă de MSM de la Secom. Prin conținutul său de Boswellia, susține sănătatea și confortul articulațiilor. Întreabă de MSM la medic, în farmacii, în magazinele Secom sau pe secom.ro. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Între un
și doi. E o mare diferență. Cum e de altfel și între 10 și 9 sau între 2 și 3. Pentru că cifrele contează, profită de oferta Rabla pentru seria limitată Logan Plus. Doar 6.990 de euro TVA inclus. Dureri de genunchi? Îmi place să am grijă de grătina mea. Dar ce poți face atunci când apare durerea de genunchi? Ibutop Gel reduce inflamația și calmează durerile de genunchi. Acum voi încerca și eu acest gel galben de la farmacie. Ibutop Gel, la țintă împotriva durerii. Acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Ajută-mă, ajută-mă! Gina, ce-ți trebuie? Am meci în jumătate de oră și uite în ce hal îmi sunt adidașii. Stai să văd. Tot eu te rezolv. Țac, pac! Țac, pac! Ce-ai timp și de încălzire? Țac, pac! Nea, Ilie, au ieșit perfect! Dacă vor ține ca și ceilalți pe care i-ai reparat, e super! Țac, pac! Noul adeziv pentru încălțăminte sport. Țac, pac! Secretul cizmarului. Când știi că ai ajuns să fii unul de-al casei? Să vă zic, când nu ești la tine acasă, dar numai tu știi care-i mersul. Iar dacă aduci și o bere cu gust cinstit pe inima românilor, e și mai bine. E Bucegi. Zi cu porțile deschise la Casa Albă, președintele Donald Trump și soția sa Melania au organizat celebra cursă cu ouă de Paște, o tradiție veche de aproape 150 de ani. Peste 30.000 de oameni s-au perindat pe parcurs zile pe peluza din fața Casei Albe. Trump nu a scăpat ocazia să lanseze câteva replici în stilul care l-a consacrat. Welcome to the 2019 White House Easter Egg Roll. This is 141 years that we've been doing this. I don't remember the first one, but we're last 3 years we've had an awfully good time. Pe peluza Casei Albe, Donald Trump și soția sa Melania au fost gazde pentru aproape 30.000 de oameni care au participat la cel mai mare eveniment public organizat la reședința președintelui american, tradiționala cursă cu ouă de Paște. Președintele a dat autografe pentru copii și pretinde că unul dintre vizitatorii cei mici l-au încurajat să construiască controversatul zid de la granița cu Mexicul. Dincolo de glume și de atmosfera festivă, jurnaliștii prezenți nu au scăpat ocazia de a afla ce mai spune Trump despre raportul Mueller. În document se afirmă că personalul de la Casa Albă a acționat uneori contrar dorințelor șefului. Nobody disobeys my orders. Să aflăm acum de la Magda datele despre vreme. Bună ziua, Magda! Bună ziua, Monica! Bună ziua tuturor! Temperaturile cresc în zilele următoare, iar vineri vom avea 29 de grade, valori mai potrivite pentru luna iulie. Dar vedem ce se întâmplă în Europa. Mâine va fi vreme bună prin nord, prin est și prin sud-est și parțial în zonele centrale. În rest vor fi norări și ploi locale, iar în peninsula italică pot să apară și averse cu fulgere. Vântul se întețește cam peste tot și poate să atingă viteze de 70-90 de km pe oră prin sud-vest. Temperaturile scad în regiunile sud-vestice, dar în rest se încălzește ușor. În România urmează o noapte cu mulți nori și ploi slabe, prin vest, prin nord-vest și pe la munte și sporadic în rest. Pe crestele Carpaților pot să apară precipitații mixte, iar vântul va sufla mai tare în Banat și la altitudini mai mari, cu viteze de până la 60-70 de km pe oră. Dimineață temperaturile vor fi cuprinse între 1 grad și 11 grade. Mâine se încălzește și vom avea temperaturi ridicate pentru această dată în regiunile intracarpatice. Se anunță vreme bună în ansamblu și doar în prima parte a zilei s-ar putea să picure prin nordul țării, prin centru și prin est. Vântul va mai avea unele porniri în sudul Banatului și pe crestele Carpaților meridionali, iar la amiază vor fi valori de 12 grade pe litoral și de 20
25 de grade în regiunile vestice. În București mâine se încălzește ușor și vom avea o temperatură normală pentru această dată, 20 de grade. Joi se face și mai cald și maxima ajunge pe la 22 de grade. Apar câțiva nori de vreme bună și vântul va sufla slab. Și vineri atmosfera va fi însorită și caldă cu 24 de grade în termometre. Se încălzește și pe timpul nopții. În zori se vor înregistra valori de 8-9 grade. Sâmbătă se anunță încă o zi frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, vântul activ, iar maxima va fi de 25 de grade, o valoare mai potrivită pentru luna mai. Minima va ajunge la 11 grade. Și în zonele de munte, mâine se încălzește, vremea va fi destul de bună și doar în prima parte a zilei se mai adună norii și s-ar putea să plouă slab. Vântul va sufla mai tare pe crestele Carpaților meridionali. Joi prindem încă o zi bună, temperaturi în creștere și poate 2-3 strop de ploaie după prânz. Vineri atmosfera va fi plăcută și se face mai cald. După amiază, izolat, vor fi averse și descărcări electrice. Sâmbătă, instabilitatea va cuprinde Carpații meridionali, pe unde vin averse și se răcește. În celelalte masive va fi vreme mai caldă și frumoasă, dar seara se adună norii de ploaie. Cam atât deocamdată. Mai târziu vă întâlniți cu busul să aveți o seară cât mai plăcută pe mâine. Magda, mulțumesc. Imagini incredibile surprinse ieri în Filipine, în timpul cutremurului de magnitudine 6,1 care a zguduit capitala. O piscină aflată la ultimul etaj al unui zgârie nord s-a transformat într-o cascadă uriașă. Clădirile cele mai înalte au fost și cele mai afectate de seism. Mii de oameni și-au părăsit birourile și s-au refugiat pe străzile din jur. Cel puțin 7 oameni au murit și alți 10 au fost răniți. Prințul Louis, mezinul ducilor de Cambridge, împlinește astăzi un an. Cunoscută fiind pasiunea pentru fotografia mamei lui, nu e de mirare că familia a marcat evenimentul cu 3 instantanee făcute chiar de Kate. Louis este tot un zâmbet, jucându-se în grădina reședinței din Norfolk. Strănepotul reginei Elisabeta II, al cincelea în ordinea succesiunii la tron, dezvăluie lumii și primii lui dințișori de jos. William și Kate au 3 copii, George în vârstă de 5 ani, Charlotte de 3 ani și micul Louis. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile după amiezii. Urmează acum emisiunea Ce spun românii. Nu pierdeți de la ora 19 principalele evenimente ale zilei prezentate de Andreea Esca. O seară cât mai bună să aveți pe mâine! Și urmărește o emisiune de România alături de Penny. Îl îmbrăcăm, îl aranjăm, îl sfătuim, dar talentul e doar al lui. Capra! Stop! Japonii au inventat un robot care te hrănește cu roșii în timp ce alergi. Are 8 kg, stă pe umerii tăi și în timp ce tu alergi, misiunea lui este să te îndoape cu roșii. Sărăcia n-ar da și ea un ecler. Da. Un ciofră. Un... Aoleu, am uitat să vă zic. Bună ziua și bine v-am găsit. În al doilea rând, am fost la Sibiu și am găsit o pizzerie unde ce credeți că serveau dânsii, pe lângă alte nenorociri. Aveau așa, deci era o focaccia, știți focaccia? Da. Perfect, am întâlnit la un moment dat un ospătar care îi zicea focaccia. În sfârșit. Pe o focaccia puneau foarte puțin ulei, așa cât să fie focaccia.